Salutare tuturor! După cum vedeți, am aici un polidisc sau un flex, cum vreți voi spuneți, de la Parkside Performers cu acumulator. După cum se vede, este fără acumulator în cutie, este doar colful. Nu o să vedeți voi de acolo, dar vă spun eu că aici se recomandă un acumulator de 4A. Are un motor brushless, 10.000 de rotații pe minut. Diametrul discului 125 mm. Are piuliță cu sistem de blocare rapid pentru disc, dar acolo nu e chiar un plus, o să vedeți. Nu prea îmi place sistemul. Are oprire cu frână, oarecum asistată, se oprește destul de repede, să zic. În fine, aceleași specificații cu de 10 ori o viață mai lungă a motorului, 49% în tăierea platbandei de oțel, 23% în plăci ceramice sau gresii, mă rog, ceva de genul ăsta. Da, ce să mai lungim? Cuțitul de bucătărie și să desfacem cutia. Ok, deci este modelul C3. Aici avem sigiliul ăsta care îl tăiem. Și cam așa arată ceea ce avem în cutie. Polidiscul propriu-zis, împreună cu un disc pentru polizat, tot de la Performers. Mânerul montat, aici avem cheia care desface această piuliță. Sistemul de blocare, mă rog, de desfacere rapid al lui. Eu recunosc că m-am mai jucat puțin cu el între timp. Și piulița asta am zis că nu mi se pare un plus, deoarece, ok, ea e rapidă cum e, dar nu e nici foarte bine echilibrată și vibrează foarte puțin. Ok, dacă cumva o scoateți din cutie repede și vreți să vă apucați de treabă, verificați să fie piulița strânsă. Am văzut destule teste pe YouTube, să zic, sau tutoriale, sau unboxing-uri, în care nu au umblat de la piuliță, au pus acumulatorul, l-au pornit, când l-au oprit, s-a desfiletat și a zburat discul. Deci, aveți destul de multă grijă. Da. Îl lăsăm puțin deoparte să vedem ce mai avem. Manualul și cred că atât. Da. Nu e foarte greu, sincer. E destul de robust. Îmi place cutia că e mare. Încape cu un acumulator. Aici încă un acumulator de 4A, ceea ce se și recomandă. Încărcătorul și aici sunt acele cutiuțe de la Performers, nu știu dacă le știți, cu discuri, care au un loc special care intră aici. Dar nu neapărat, e un avantaj pentru că aici se pot depozita foarte multe discuri, după părerea mea. Vine direct montat cu apărătoare, care nu trebuie nicio sculă ca să o manipulăm. Pur și simplu se rotește de ea și are diferite momente în care se rămâne acolo. Bun. Cred că asta, cam așa ceva, asta e cea optimă, în fine. Cu un acumulator de 4A, arată cam așa. Haideți să dăm cutia puțin la o parte. Un mare dezavantaj, îl văd eu, nu poate sta așa, sub nicio formă, cade. Nu ar fi trebuit foarte mult echilibru, dar totuși. Acum sunt sigur că l-au făcut așa pentru a putea să-l folosești în poziția asta, dar cred că se putea modifica puțin unghiul. În fine, asta e părerea mea. O să-i dau discul jos.
prindem găurile de la protecție. Un lucru care nu mi-a plăcut, după cum vedeți, acum am blocat axul și are doar două momente în care se blochează. Două locuri. Da, deci uitați-vă la această gaură, acum este jos și acum sus. Atât. E puțin cam aiurea. Cheia vine frumos aici. Da, are doar o singură poziție în care intră. Și sincer să fiu, nu stă chiar foarte, foarte bine acolo. Nu știu dacă e chiar ok să o folosești așa, cred că mai bine va sta cu cheia. Plus că are și sistemul ăsta care te ajută un pic. Haideți să-l și auzim, e destul de zgomotos, să știți. Și are și ceva vibrații, deci nu e foarte, foarte bine echilibrat. L-ați auzit cum se auzea cu piulița, haideți să-l dăm și jos. Să vedem acum cât de tare mai vibrează. Ceva mai bine, dar oricum. Până la urmă e o sculă destul de ieftină, nu trebuie să avem așteptări foarte, foarte mari. După cum știți, eu nu sunt acasă și nu pot avea acces la sculele mele. Așa că am împrumutat de la serviciu am furat un polidisc. Un model mai vechi de la DeWalt, cum vreți să-i spuneți. Are vreo 3 ani de zile, e muncit pe șantier, după cum se vede. În fin, eu l-am luat pentru a cumpăra greutatea, nu altceva. Pentru asta am aici un cântar care tocmai l-am desigilat, tot de la Lidl cumpărat. Bun, haideți să vedem prima dată. Nu are disc, se vede, cât cântărește acesta. Deci nu atinge pe nicăieri. 2,18 kg. Bun. Modelul nostru de la Parkside, să vedem unde se încadrează. Da, ceva mai greu să-l poziționez. Chiar foarte greu. Da, cred că o să-l pun pe bucăți. Ok. Și avem 2,36. Deci o diferență de aproximativ 200 de grame între acesta și acela. După părerea mea e destul de rezonabil. Hai să punem și cheia, să zicem că o avem tot timpul la noi, dar asta cântărește puțin. Da. Deci chiar cred că e rezonabil. Haideți să vedem cât cântărește și cu acumulatorul de 2 amperi. 2 kg, aproape și 100. Eu zic că e chiar ok. La capitolul greutate este super. Acum haideți să-l punem un pic și ca dimensiuni, deoarece nu a avut loc pe cântar. Este ceva mai mare. Da. Deci, practic, partea cu acumulatorul este în plus. Ce am uitat să spun și îmi place la acest model este că aici în interior, pe unde trage aerul pentru răcire, are niște site din metal pentru a nu trage scântei, praf sau altceva. Ceea ce e foarte ok. Mi-ar fi plăcut să văd asta și la mașina de înșurubat cu impact sau la pendular, de ce nu, să aibă protejate locurile de aspirație a aerului cu această sită.
Haideți să vedem și eticheta pentru cine e curios. E un model fabricat în luna 7-2020. Așa cum am spus, modelul C3. După cum v-am spus și am uitat să vă arăt, el are și o frână electrică, electromagnetică oarecum. Haideți să vă arăt și cum funcționează. Sper că s-a văzut. Asta e un disc de polizat destul de gros și destul de greu, are o inerție destul de mare. Ce am uitat să spun este că nu are o turație reglabilă. Are doar direct 10.000 în gol. Mi-ar fi plăcut să pot regla puțin, dar asta e. Avem aici o țeavă de gaz de, cred că de un țolie, dacă nu mă înșel. Și cred că are undeva la 3 mm în carne. Haideți să vedem cum se descurcă cu pânză de 1 mm. Pare că face treaba. Acum o să apăs ceva mai tare cât să-l opresc. Se oprește destul de greu, mă așteptam să se oprească ceva mai ușor. Deci, clar, merită. Am pus discul cel gros pentru polizat și acum vom face un nou test. Am apăsat cu mâna cu toată forța care am putut și era cât pe ce să oprească, dar nu s-a oprit. Și cam asta am reușit să fac. De se pare că are destul la forță. Chiar nu mă așteptam. Credeam că e ceva mai firav. Probabil ați văzut, în timpul tăierii nu am avut o menghenă și nu am avut nici ochelari de protecție. Lucru pentru care nu sunt prea mândru. Dar am uitat să iau și n-am avut decât. Da, n-am avut nici menghină să țin, am tăiat cu o singură mână, fapt care a făcut un pic mai dificilă procedura și poate rezultatul nu e cel optim. Per total, face față cu brio, chiar nu mă așteptam să se oprească atât de greu, la polizat cel puțin. La tăiere se oprește ceva mai repede, acum... Să fiu sincer, nici eu nu am avut un control prea bun cu o singură mână ca să tai perfect, să nu mișc de pânză, ca să depună efort și pe laterale. Ca să nu frece și pe laterale. Dar, oricum, se descurcă bine. Da, cam aici se încheie testul cu acest polizor unghiular. O să-l mai vedeți și în alte clipuri. O să fac o comparație și între el și cel de la DeWalt, cel la 220 sau 230 sau cum vreți voi să-i spuneți, și ne auzim!
Până data viitoare, nu uitați, jos în comentarii aveți alte clipuri cu scule de la Parkside, inclusiv performers. Apăsați pe clopoțel dacă n-ați făcut-o deja. Nu uitați să vă abonați. Vă salut, la revedere!